Salutare și bine ați venit la un nou episod din Way of the Hunter. Bă, băi, se pare că suntem în Transilvania, suntem pe meleagurile noastre românești, se pare că. Hai să vedem ce putem găsi noi pe aici, ce animale găsim pe aici. Cred că cerpi ceva găsim prin zonele astea. Hai să mergem puțin cu mașina, pe aici n-am fost. N-am selecționat nicio misiune, nimica. Vreau să nu fac misiune, acum vreau să mergem să vedem dacă găsim ceva, ce găsim noi pe aici prin zonele astea. Aici văd un lac mare, uite și lac mare acolo în față. Luăm pe drumul ăsta, hai să mergem pe aici să vedem ce găsim noi pe aici. S-ar putea să, nu știu, noi avem puntos de astea de vânat, puntele astea, nu știu, nespuse. N-am văzut niciunul până acum. S-ar putea să fie rațe și de astea, ia stai să vedem. Uite, văd ceva animale în față, ia. Am văzut ceva în față, bă, băieți. Știu ce e acolo. Băi, am văzut ceva, dar nu știu unde e. Vreau să o mișc. O plecat în jos, era ceva. Dacă ați văzut voi. Uite acolo ce-i. Piatră, ce-i aia? Nu știu ce-i, un porc mistreț cred că-i. Ia stai așa. Să ne punem noi jos. De aici eu cred că îl luăm la perfect, nu? Uai, câți erau! Asta era un porc mistreț. Pare că da, că suntem pe la noi pe meleagurile noastre românești. Uite, am găsit un porc mistreț aici și cred că i-am dat-o direct. Vedem acum. Ucidă încolo. O luăm încolo după el. Ia să vedem dacă are ceva, că i-am dat. Eu normal i-am dat-o bine de aici. Nu știu acum dacă e chiar... Ia să vedem. Nimica de sânge, nimica pe aici. I-am dat-o bine de tot, dar s-a întors și a fugit încoace, dar nu știu de ce nu... Uite aici sângele. Uite aici. Aici. Aici iară. O fugi pe aici? Uite, văd acolo porcii. Dar ăla care i-am dat-o, ăla cred că au căzut pe undeva, nu? Ok, am dat-o aici. Stai să vedem dacă... Prin zona asta nu-l văd. Să fi căzut aici sau să fi fugit, să nu fi dat așa bine. Uite aici am găsit ceva. Aici am mai găsit ceva. Aici. Unde-o căzut ăla, mă?
ce este iară. Aici o, pe aici o fugit el, da. Dar nu mai văd niciun eu, uite aici. I-am dat-o destul de bine de acolo, eu zic că trebuia să cadă. Nu? Voi ce ziceți? Trebuia să cadă deja porcul ăla. Aici ai câțiva, ia uite. Asta iar i-am dat-o bine, dar nu știu dacă a căzut. Dar... o să-i dau direct în cap. Nu știu cât de departe fug ăștia. Mașina a lăsat acolo, dar nu e o problemă. Uite, vezi? Era destul de mare porcușorul. Dar nu știu pe unde au fugit acum. Aici sus, după dealul ăștia, trebuie să fie porcii. Dacă aici îi găsim. Dacă nu căzut ăla jos, o să cad acum. Când eu dau acum, o să cadă. Uite aici. Ia. Direct o căzut. Ăla o căzut direct, bă, băieți. Mergi după porci acum. Ia stai să vedem. Ăla direct i-am dat-o căzut jos. Celălalt nu știu dacă nu a scăpat, pentru că nu l-am văzut. Numai dacă a căzut pe aici și ăla undeva, dar nu cred. Asta l-am prins. Unde e ăsta? Unde-i, mă? Aici. A, uite, i-am doi aici. Asta direct în cap i-am dat-o. 248, hai că-l vindem. Și ăsta a căzut aici, ăsta e celălalt. 300. Bă, băieți, am făcut ceva bănuți. Hai să vedem pe unde au fugit ăștia, mai prindem vreo 2-3 porci. Porcușori de ăștia. Și... ceva căprioare, dacă m-am găsit iară. Acolo cred că e un punct de la de vânătoare și mergem acolo. De o tufă. Unde ați fugit, mă? Păi nu știu unde ori fugit acum. Dacă nu mergem la punctul ăla de vânătoare în partea aia. Aaaa, ce-am văzut acolo. Căprioare, tăticule, căprioare. Le-ați văzut? Ia uite-le acolo. Și câte râzi, băi, tăticule. Ia ui. Ia stai așa, hai să ne pregătim noi. Încărcăm, e încărcată.
Am văzut că în jocul ăsta avem și rațe. Nu știu dacă... Nu știu în ce parte sunt rațele sau pe unde. Astea sunt exact aici. Sper să nu mă vadă acum când mă ridic eu. Vineau spre mine. Uite-le acolo. Cred că de aici le putem lua, nu? Ia. Prea departe. Hai să mergem puțin mai în față. Vedem aici. Una. Din câte erau? Am luat o căprioară. Bun, hai să o luăm și pe asta să o vindem. Te-am dat, cred că, în cap direct. Zona asta e plină de căprioare. Am știut, au fugit și porcii aia. Eu iau în partea aia după aia încolo. Ia să vedem, uite aici. I-am dat direct în cap, nu mai a putut să fugă. 65. Avem ceva bănuți. Putem să folosim astea? Acolo vreau să mă duc la punctul ăla de acolo să ne dea mașina. Dacă ne dă mașina, dacă mi-e trebuie gloanțe să o avem cu noi, știi cum zic? Am îmbrăștat pe astea pe aici, de nu știu pe unde au fugit toate. Uite acolo în față, cred că e ceva. Da? Acolo este o grădină. Fii atent, avem clăi de alea de fân, bă băieți, uite acolo s-au zis ceva. Uite acolo, uite ce e ăla. O vulpe. O vedeți? Cred că am luat-o. Avem și vulpe, bă băieți, pe aici. Ia să vedem dacă am luat-o vulpe aia. Suntem în Transilvania, suntem pe la noi prin țară acum, la vânat. Ce o cărare. După că știți, noi avem multe căprioare, vulpi, avem multe mulți porci mistreți, de am prins iară, am văzut că am prins unul, doi am prins și unul. Dacă am luat eu vulpe aia. Au fugit, dar mi se pare că am luat-o, mi-am dat direct în cap. Suporul mie acolo. Uite aici. Cred că e. Uite aici pe doamna vulpe. Uite, direct în cap i-am dat. Dar direct în creier, nu în cap. Ia uite. Bă, nu i-am dat în creier. Creierul mai e așa. Hai să o vindem pe asta. Vulpe roșie pune. Zorro rojo. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Animale mai sunt. Am găsit până acum vulpi, porci mistreți și căprioare, bă băieți. Și astea erau, și astea erau în manadă, erau mai multe, ați văzut că erau mai multe, erau vreo 3-4. Vreau să mă duc până la casa aia, am zis că mă duc acolo să-mi aduc mașina. Dar uite, mă duc tot în alte parte, din câte se pare pe aici. Hai să mă duc în, hai să mergem noi, să mă duc în partea asta, mă duc și la casa aia, să vedem ce e acolo. Poate acolo pot să aduc mașina. Vreau să avem mașina lângă noi, să mai... Să mai iau gloanțe dacă mai am nevoie. De unde suntem noi pe mapă? Uite aici. A, dar putem ne transferi, ne transferăm direct acolo la cabane și de acolo luăm mașina, nu-i problemă. Hai să vedem ce e aici sus. Am văzut aici o casă.
Poate e un punct de la de vânătoare și putem să așa să ajungem direct aici repede, unde la rapid. Să le dăm în partea asta unde vrem noi, că dacă stăm într-o parte acolo nu prea ne dă. Ia, ce-i pe aici? Nimic prin zonă, nimic? Prioara. Uite-le unde sunt. Sunt cam departe de mine, nu pot să le iau de aici. Sunt mult prea departe. Hai vedem ce găsim aici și după aia poate găsim ceva în partea cealaltă. După dealul ăsta. Poate mai găsim ceva să vânăm. Să vedem ce... Porcii aia iarăși ori fugi pe nu știu ce direcție pe acolo, dar ori luat-o și aia tot în partea asta. Păi am păunesc că prioarele pe aici ori fugi și aia. Ce o casă. Bă, băieți, aici cum e casa? Sunt la noi, așa, de-astea, pe... Aici sunt două de-astea de fân. Acolo în față ce-i? Nu știu ce-i ăla, un porc? Ce-i ăla? E un porc mistreț. Bă, băieți, e un porc mistreț ăla. Găsim ceva prin casele astea? De ceva? Nimic, astea sunt puse numai așa. A, uite ce casă avem aici. Bun, bă, băieți, hai să mergem să vedem dacă mai găsim. Uite aici ce e asta. O piatră, a? Am crezut că găsesc ceva, dar... Aia-s vulpi. Alea-s vulpi. Numai nea l-am tras. Or fugit de... El prea fugit. Vulpile are cum nu-mi dau atâtea puncte. Nici bani, un porc, ceva ar merge. Căprioara e în partea cealaltă. E mult câmp deschis aici. Nu găsesc nici un punct de ăsta de... unde să salvăm, să tragem. N-am văzut niciunul. Astea sunt case. Eu am crezut că sunt puncte de alea de... știi? Se pare că nu. Dacă nu era unul în partea asta. Ce e aici în față? Nimica. Nu mai găsesc niciun porc, nici nimica, nici o căprioară. Ce e aici jos? Pietre. Erau vulpile alea, dar vulpile alea nu mă interesează pe mine așa mult. O căprioare ceva. Uite un porc. Ah, cred că m-au văzut, m-au auzit. Hai să vedem ce face. Oi, dar mai sunt aici, și-au fugit. M-au auzit că fug prea repede, am fugit cu... Am fugit și m-au auzit. M-au luat undeva pe partea asta toți, uite, fug toți încolo. Acum o să fug iară pentru că sunt prea departe de mine și când o să mă mai apropii de ei, o să mă opresc. Nu știu pe unde au fugit, oare pe unde i-am văzut eu ultima oară. Hai să vedem bine, uite, e acolo. Bun, hai că i-am văzut acum. Merg în partea aia. Unde-s? Acolo-s, nu? Da. Hai să mai prindem 1-2.
Prioarele le-am văzut pe partea cealaltă. Dar n-am nicio misiune. Eu cred că cu misiunile câștigăm mai mulți bănuți. Trebuie să luăm ceva misiuni. Dar acum mergem puțin să căutăm... Să explorăm. Nu să căutăm, să explorăm puțin zonele pe aici. Trebuie să văd unde i-am văzut pe ea. Deci cred că nu se văd. Uite aici în față. Cu spatele, nu știu eu dacă pot să iau de aici, e cam departe, e distanța mare. Cred că se întorc înapoi, ia stai să vedem. Ne punem jos. Punem așa. Că nu se opresc. Da, pe unul l-am luat, nu? Cu către pădure toți. Eu cred că pe ăla l-am luat, trebuie să fie acolo. După tufa aia, pe acolo trebuie să fie, ea. Pentru că cred că i-am dat de două ori, i-am dat în cap și i-am dat în spate, nu știu, sigur. Vedem acum. Eu cred că da. Și cred că a căzut aici, nu? Nu, asta este o piatră. Eu cred că au fugit. Pentru că i-a dat-o prea bine să fugă. Uite-l mai aici. Uite-l aici. Uite porcul aici, bă, băieți. Vezi, i-am dat-o direct, dar nu i-am dat-o eu prea bine. O în gură așa, nu prea... 96 de banuți de ăștia, cam puțin îmi dă. Cam puțin bănuți. Aici nu mai văd nimica. Stai așa, bun, aici ăștia au fugit toți către pădure. Că prioarele le aveau în partea cealaltă. Ia stai așa, să mergem noi puțin aici. Aici suntem în altă cabană, aici putem să punem animalele noi. Din câte știți. Aici putem să acceptăm misiuni. Să dormim, e ceasul 9 și aici avem misiunile. Asta e carnea aia de, ce trebuie să caut eu carnea aia de ăla, de fazan. Dar n-am mai, uite mașina unde e. Mașina pot să dau aici, așa, dau la mașină și mi-aduce mașina exact aici unde vreau eu. Pentru că i-am dat, nu mai e mașina acolo, i-am dat să schimb, dacă schimb culoarea, mi-aduce în zona unde sunt eu. Bun, bă, băieți, astăzi am luat ceva animale, am luat o căprioară, nu? Cu trei porci, nu știu dacă ți-a arătat, și cred că am luat și aici, nu? A? Vedem unde mi arată mie obiectivul aici, nu? Personaje, tariu, mi arată arma. Nu mi arată, cred că aici, nu știu dacă mi arată undeva, dar eu cred că da, dar uite. Aici mi le arată toate ce le-am prins. Am prins ceva azuri și căpriori și de astea, dar nu... Hai să vorbim puțin în partea asta. Dar n-am mai văzut nimic pe aici, prin zonă. Am prins căprioara, am prins 3 porci sau 4, că am prins 3 porci. Uite aici de asta de tragere, dar nu mă interesează, acum nu vreau să trag aici. Am prins o vulpe. Am prins ceva, nu pot să zic că n-am prins nimic.
În zona asta eu cred că nu este nimic. În zona asta e mai mult, e chiar lângă cabana aici și nu... Normal trebuie să uiți pe aici, prin părțile astea. Aici e mult. Uite ce mare. E destul de mare. Destul de mare harta. Bun, băieți, v-am lăsat. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. De subscribe. Dacă n-ați făcut-o deja. Hai să urcăm până sus dacă găsim un animal sus aici. Mai prindem ceva, dacă nu, lăsăm aici. Să vedem în partea asta dacă este ceva, dar nu prea cred eu. Că chiar aici, lângă casele noastre, lângă casă, lângă cabana asta noastră, stă vreun animal. Înțelegi ce vreau să zic? Nu știu. Aici, prin părțile astea, sunt mulți porci mistreți, cum e și la noi în România, sunt mulți porci mistreți prin păduri. Căprioare iară. Noi avem și urși. S-ar putea să fie pe aici și urși, partea asta. Hai să trecem puțin aici, poate găsim ceva. Chiar după asta, știi, dacă găsim ceva. Nu văd nimic, au băieți pe aici. Ia cam împrășteat înainte eu. Normal, am fost pe aici. Mă, cred că am fost pe partea cealaltă, dar... Dar eu am fost. Am fost, dar am fost pe aici, da. Pădurile sunt făcute destul de mișto. Hai cum arată, uite, și texturile, și frunzele, și tot. Arată destul de bine jocul, îmi place. Asta mai joci așa, mai te relaxezi, mai mergi la un vânat. Așa cum mai merge la pescuit. Ăla de pescuit și ăla e frumos jocul, cred că o să-l urci unul de ceva de pescuit pe canal. Problema e că la ăla de pescuit... Ce s-a auzit? Stai mult, bine că și aici până prinzi un... până vezi ceva animale... Nu se iasă animalele chiar așa în față. Înțelegi ce zic? De pescuit la fel. Au auzit ceva pe aici, alătrând un câine sau nu știu ce s-au auzit. Deci o animale. Vezi și vulpile alea pe aici, așa l-au fugit de pe aici. Porci, iară, nu știu prin ce parte au luat așa, au fugit prin pădure. Copaci s-aud acum. Trebuie explorat mai mult, trebuie să duci să cauți aici, să iei mașina și să mai cauți, că așa nu găsești. Din zona asta deja i-am cam împrăștiat. Oricum, după aia vreau să intru și pe celălalt să căutăm să luăm fazanii aia. Să-i ducem la restaurantul ăla când trebuia fazanii. O să mă arăt după aia un episod să mergi după fazani. Până atunci v-am salutat. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și de subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și cam atât, fraților, v-am lăsat. Salutare!